dacă vrei o mașină de lux în două uși, opțiunile tale sunt limitate. Și dacă tot ai opțiunile restrânse, de ce să nu alegi un Mercedes-Benz? Primul producător auto al lumii. S-Class Coupé întruchipează tot ceea ce știe mai bine producătorul german să creeze, adică lux, confort, spațiu, exclusivitate. S450 4MATIC cu pachet AMG este mașina pe care noi am venit astăzi să o vedem și să o testăm de la Țiriac Auto Rulate. Abia așteptăm să vedem ce poate. Îl găsiți la Țiriac Auto sau pe țiriacautorulate.ro. Chiar dacă mașina pe care o vedeți în imagine arată foarte bine, trebuie să știți că ea este o mașină rulată. An fabricație 2018. Foarte important, mașina are istoric de daune și rulaj verificate pe diferite platforme și poate fi achiziționată de la Țiriac Auto Rulate. Ce avem noi aici este un S Coupé facelift, un 450, pentru că la pre-facelift era 400 versiunea de bază, versiunea cu 6 cilindri și 2 turbine. Nu sunt foarte mari diferențe, pentru că S-ul Coupé mereu a fost o mașină frumoasă și chiar are un coeficient aerodinamic bun, 0,27, însă avem mici schimbări. Mici schimbări pe la grila AMG Line, mici schimbări pe la bara AMG Line, două opțiuni, sau mă rog, pachetul AMG este o opțiune foarte iubită și îndrăgită de proprietarii de Mercedes-Benz, și la farurile Intelligent Light System, ILS. Când ai o mașină de peste 2 tone care se vrea a fi de lux, trebuie să ai suspensie pneumatică. Și într-adevăr, S-ul Coupé vine cu suspensia pneumatică în standard. Jantele la această versiune sunt pe 20 de inci, iar frânele sunt și ventilate și perforate, că trebuie să oprești 367 de cai putere și 2 tone de mașină. Și credeți-mă, se oprește foarte bine. Cel mai elegant coupé în două uși are keyless entry, are uși fără rame la geamuri, are geamuri dublu laminate pentru o experiență acustică liniștită, iar atunci când închizi mașina, odată ai soft close și când o încui, mașina claxonează să-ți spună că s-a încuiat. Deși platforma lui S-Class este la bază una cu tracțiune spate, pe versiunile V6 ai în standard tracțiunea integrală 4MATIC, ceea ce înseamnă că poți să folosești mașina și vara și iarna, să poți să te duci la munte sau în orice condiții meteo ai avea nevoie. Mercedes-Benz nu a vrut să încarce consola cu foarte multe comenzi, însă dacă ești foarte atent, observi câtă tehnologie se află doar în această zonă. Pe lângă gurile de ventilație cu aceste comenzi care ies și intră în bord, pe lângă aceste butoane de climatizare care sunt fizice și care sunt foarte bine amplasate și ergonomic gândite, mai ai un spațiu de depozitare aici, capitonat, mai ai un spațiu de depozitare aici, cu priză de 12V și două suporturi de pahare, mai ai butoane pentru sistemul de infotainment, pentru scaune, pentru suspensie, pentru masaj, camerele 360, rotița sistemului command, ba chiar și un touchpad. Șoferul se bucură de un head-up display și de două ecrane mari de 12,3 inch care pot fi personalizate. Spre exemplu, poți să ai modul clasic, poți să ai modul progresiv sau modul sport. Și ecranul schimbă grafica în consecință. Sistemul de infotainment, tot 12,3 inch, nu are touchscreen, dar ai aici unde am arătat mai devreme comenzile și, foarte important, ai Apple CarPlay și Android Auto cu fir. Acesta este un lucru de apreciat. Dacă vrei să intri în sistemul command, ai navigația mașinii, radio, media, telefon și setări cu privire la scaune, la masaj, la sistemele de asistență, setări pentru lumini, setări ale vehiculului sau manualul utilizatorului. Cu toate că acest sistem este de ceva timp pe piață, încă este unul actual. Cu toate că este un coupé S-Coupé, nu este cu mult mai scurt decât berlina S-Class, ceea ce înseamnă că este suficient loc pentru două persoane. Ai cotieră, ai climatizare, ai spațiu de depozitare, încă un spațiu de depozitare aici, încă un spațiu de depozitare aici cu două prize de 12V. Deci nu avem USB-uri, dar avem prize de 12V. Avem chiar și cârlige pentru haine în spate. Și da, există cotieră, două suporturi de pahare și, surpriză, încă un spațiu de depozitare. Câte spații de depozitare ai nevoie în spate la un coupé? Nu știu, dar S-Class le are pe toate. Iar scaunele, chiar dacă par cumva înghesuite, nu sunt deloc. Ai foarte mult spațiu de mișcare, ai foarte mult spațiu la picioare și confortul este
fix cel dintr-un S-Class. Aceste scaune sunt niște scaune minune. Chiar sunt în spate. S-Class. Nu am mai mers de ceva timp cu un S-Class, indiferent de model, dar de fiecare dată când mă întorc la volanul unuia, mi-aduc aminte de ce Mercedes S-Class este un simbol al industriei auto. Confortul pe care ți-l oferă mașina aceasta cu suspensia pneumatică aproape că nu are rival. Antifonarea, cu toate că avem geamuri fără rame, este și ea la cote înalte. Geamurile sunt evident dublu laminate pentru a oferi un plus de silențiozitate. Direcția este ușoară, dar mașina răspunde extraordinar de rapid. Nu te-ai aștepta ca la o mașină ce cântărește aproape 2 tone să răspundă atât de repede. Și cu toate că scaunele sunt niște fotolii îmbrăcate în piele, cu memorie, cu masaj, cu încălzire, ele te susțin și atunci când mergi pe un drum virajat, pentru că aceste pernuțe se sprijină de tine ca tu să te sprijini de ele. Ele se mișcă. Atunci când e un viraj de stânga, pernuța din dreapta te ține mai bine. Atunci când e un viraj de dreapta, pernuța din stânga își face treaba. Chestia asta nu întâlnești la foarte multe mașini. La facelift au schimbat motorizarea. A fost V6, acum este 6 în linie, un pic mai echilibrată, aceeași putere, 367 de cai putere. Chiar și în cel mai slab mod, modul Eco, mașina are un răspuns la pedală foarte bun și un cupiu desăvârșit. Evident, dacă vrei, o treci pe sport și te bucuri de toată performanța mașinii, 5,5 secunde până la 100 de km pe oră și 250 de km la oră viteză maximă. Dar cumva parcă nu acesta este scopul mașinii. Ba chiar cutia în modul Eco face coasting. O scoate din viteză ca tu să mergi scoasă din viteză fără să mai frână de motor. Și în acest mod motorul, cu toate că abia se aude, face liniște totală. Îmi place tabloul acesta de bord, care la vremea respectivă a fost o mare revoluție. În zilele noastre a rămas modern. Ai Apple CarPlay, ai multiple moduri de personalizare, ai chiar și un head-up display și nu sunt deranjante cum mai găsești la mașinile noi, pentru că ai cozorocul aici în față care te protejează. Nu lasă soarele să bată în ele. Sunt mari, 12,3 inci, dar sunt subtile. Și peste tot la interior ai materiale de calitate, lemn, piele, cusături, metal. Rare ori vei găsi plastic la interiorul lui S-Class, fie el și coupé. Însă, mașina aceasta este una cu care să mergi la drum lung, nu neapărat foarte rapid sau chiar rapid dacă vrei, pentru că nu simți viteza, dar să mergi liniștit. Dacă ai un S și dacă ai un S coupé, nu mai trebuie să arăți tuturor, nu mai trebuie să te mai grăbești nicăieri. Deja ai reușit. O pui pe pilotul automat adaptiv și mergi pe autostradă, pe autoban, unde ai treabă, într-un confort de plin. Chiar că un confort de plin. Până și poziția la volan este una bună, confortabilă, dar și ușor sportivă. Iar vizibilitatea este chiar mai bună decât a unor berline. Linia geamului este destul de joasă. În oglinzi vezi bine, în oglinda centrală vezi bine. Padelele sunt apropiate de degetele tale. Dacă vrei să te bucuri tu să schimbi una din cele 9 trepte ale cutiei automate cu 9 rapoarte. Și atunci când ești în turații, auzi acolo un murmur de 6 în linie, numai bun pentru perioadele când vrei să te duci pe un drum virajat. Ce-i drept tot în confort desăvârșit. Mercedes S-Class, the best or nothing. S-Coupé demonstrează că într-adevăr este un S-Class, doar că adaugă un pic de sportivitate și un pic de eleganță în plus. Dacă nu ai nevoie de cele 4 uși, atunci poți găsi la tirac autorulate acest S450 4MATIC care își face treaba excelent, sau pe tirac autorulate.ro. Nouă ne-a plăcut foarte mult. Sper că și vouă.